Cele mai bune proiecte catehetice din Arhiepiscopia Iașilor, înscrise la concursul național catehetic Tinerii și Vârstnicii să laude numele Domnului, au fost evaluate și premiate astăzi în cadrul unui eveniment desfășurat la Muzeul Mitropolitan. Competiția este organizată anual de Patriarhia Română prin intermediul sectorului teologic-educațional. Etapa eparhială a concursului național catehetic Tinerii și Vârstnicii să laude numele Domnului s-a desfășurat astăzi la Iași, în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan. Competiția organizată de sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a ajuns anul acesta la cea de-a 15-a ediție. Evaluarea lucrărilor înscrise în cadrul concursului a fost făcută de o comisie numită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan și alcătuită din profesori universitari și inspectori în cadrul sectorului învățământ și cateheză al Arhiepiscopiei Iașilor. Anul acesta s-a constatat o atenție deosebită pe care cateheții au acordat-o activității specifice, dar și o implicare a comunității prin acele activități desfășurate în legătură cu catehezele ținute în biserică, ca o extindere a lor și ca o voce a bisericii manifestată în societate. De aceea, toate proiectele care astăzi au reprezentat la Iași pe fiecare protopopia, dar și parohia de unde a venit fiecare preot însoțit de copii și de enoriași, au fost proiecte care dau mărturie despre frumusețea trăirii credinței și a tradițiilor neamului românesc. Putem aprecia, cum spuneam, atât parohiile din județul Iași, pe cele din județul Neamț, pe cele din județul Botoșani, ca arătând în felul specific această frumusețe a sufletului omenesc și românesc deopotrivă. Comisia de jurizare a desemnat câștigător proiectul intitulat Tinerii și Vârstnicii împreună pe cărarea mântuirii, implementat de parohia Sfinții Voievozi din Prisăcani. Proiectul a constat din trei cateheze demonstrative pe care le-am realizat, prima în Sfânta Biserică parohială a Sfinții Voievozi Prisăcani, realizată de către mine, apoi a doua cateheză tinerețe și înțelepciune la vârstnici și tineri, care a fost realizată de către doamna profesoară Niță Georgiana, profesoară de religii din parohia noastră, iar a treia despre cântărețe bisericești, realizată de domnul Drăgan Vasile, cântărețul bisericesc al parohiei noastre. Am fost într-o vizită la azilul de bătrâni Măcărești, unde am dus daruri și apoi copiii au prezentat un program artistic. Am realizat cântarea Prohodului împreună cu corul grupului de cateheză de la noi din parohie. De asemenea, am pregătit printr-o curățenie împreună cu grupul de cateheză Biserica pentru slăvita învierea Mântuitorului Hristos, iar apoi împreună cu autoritățile locale, cu școala, cu domnul primar și cu doamna directoare, am participat și la atelierul de creație de mărțișoare pentru ca să facem o bucurie și bătrânilor care vin frecvent la biserică la slujba de Sfintei Liturghii. Proiectul parohiei Prisăcani va participa la etapa națională a concursului, care se va desfășura la București în data de 21 mai.